Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial în DaVinci Resolve. După ce v-am arătat cum să faceți o tranziție, dar am și lansat un set de tranziții pentru Adobe Premiere, în cazul în care nu le-ați văzut sau luat, aveți link pe aici pe sus, dar și în descriere. Astăzi a venit timpul lui DaVinci Resolve. Astfel, în tutorialul de astăzi o să vă arăt cum să faceți o tranziție, mai exact cea de pan left, în DaVinci Resolve, în Fusion. Nu am mai vorbit până acum despre Fusion în tutorialele pe care le-am făcut pentru DaVinci Resolve. O să vă arăt puțin despre ce este vorba, nu o să intrăm foarte mult în detaliu. Aceleași tehnici pe care le folosesc în tutorialul de astăzi, puteți să le folosiți voi pentru tranzițiile de zoom in, zoom out. Dacă mă gândesc bine, aș putea să vă fac și un set de tranziții pentru DaVinci Resolve. Ce părere aveți? Ați fi interesat? Lăsați-mi mai jos în comentariu, dar hai mai bine să trecem la calculator, dar nu înainte de intro. Și acum că am trecut la calculator, trebuie să aveți în vedere un singur lucru. Ca să puteți să faceți tranziția pe care o să o vă arăt astăzi, o să trebuiască să aveți cel puțin versiunea de la DaVinci Resolve 16.2. A apărut undeva pe 6 martie, cred. În cazul în care nu v-ați downloadat-o și nu v-ați făcut update, intrați pe site-ul celor de la DaVinci Resolve. În partea de jos aveți ultima versiune. Haideți să trecem în tutorial. Avem aceste două clipuri. Acesta și acesta și o să vreau să adaug aici între ele o tranziție de pan left aceea am spus că o să vă arăt astăzi cum puteți să o faceți. Ca să faceți acest lucru, o să trebuiască să dați click pe Effect Library, apoi o să mergeți la Video Transition, aici sunt mai multe și pentru audio, dar și video. Iar în partea de jos aveți mai multe tranziții, aceștia de Fusion, Cross Dissolve, Noise, Slice Push și una de Zoom făcută de mine. Ca să faceți tranziția aceasta în Fusion și să o puteți să o refolosiți, o să trebuiască să luați una dintre acestea de aici. Eu o iau de obicei pe cea de Cross Dissolve, și o trag peste clipul meu. Iar în momentul de față, dacă o să dăm play, o să vedem că avem tranziția de cross dissolve. Ideea este că noi vrem să modificăm această tranziție. Ce să aveți în vedere înainte să vă apucați este că tranziția default aici mi se pare că vine cu 12 frame-uri înainte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da, 12 frame-uri înainte și 12 după. În cazul în care vrei să fie mai mică, trebuie să o modificați înainte. Ca să o modificați, trageți de, a, de aici. O să trebuiască să modificăm această tranziție, iar pentru a face acest lucru, o să trebuiască să fiți cu cursorul deasupra ei. O să dăm click dreapta pe ea și open in Fusion Page. Iar în momentul acela o să ni se deschidă în tabul de Fusion. Haideți să vorbim și puțin despre el. O să o șterg eu de aici, o să o selectez, selectez acest folder de aici și apăs pe tasta Delete. În tabul de Fusion avem trei porțiuni, mari și late, bine, puteți să mai activați mai multe aici, nu o să intrăm în detalii în momentul de față. Avem aici în stânga un ecran, în dreapta alt ecran, în partea de jos sunt nodurile noastre, media 1 și media 2 sunt cele două clipuri, media 1, dacă trag în prima fereastră de aici, este cel cu drona, iar media 2, dacă îl trag în a doua fereastră de aici, este clipul meu spre care vreau să fac tranziția. Ați văzut, deci ca să le vedeți în ferestrele acestea de aici, de sus puteți să le trageți direct în ele sau puteți să apăsați de exemplu dacă vreau să apară acesta de aici media 2 să apară în prima fereastră o să apăs pe 1. În cazul meu o să las media 2 în a doua fereastră iar în prima fereastră o să activez uh, clipul cu drona. Deci eu trebuie să fac o tranziție care să treacă de la acesta cu drona la cel cu mine. Pentru a face acest lucru o să trebuiască să adăugăm aici niște noduri și să le legăm de media out ca să adăugați efecte nodurile respective puteți să le trageți direct de aici sau puteți să apăsați pe tasta Control Space, vi se deschid toate toolurile care sunt în momentul de față în DaVinci Resolve și de aici le căutați. Ok, ce mă interesează pe mine e ca să fac o tranziție de pan left? Păi m-ar interesa în primul rând un efect de transform pentru că vreau să se mute fișierul acesta în partea stângă și în același timp la al doilea fișier, care vine la fel, vreau să intre în cadru, iar pe lângă aceste efecte m-ar mai interesa încă unul de motion blur. Ok, ca să adăugăm efecte, o să trebuiască să selectăm nodul căruia vrem să adăugăm efectul respectiv, media 1 în cazul meu, o să dau pe control space, aici scrie transform, am acest efect de transform xf, puteți să căutați direct xf și atunci o să vă apară acesta și dau dublu clic pe el sau dau add. Și în momentul acela s-a creat un efect de transform care a fost legat de clipul meu. O să fac același lucru și la media 2, v-am zis că îmi trebuie unul pentru primul clip acesta cu drona care trebuie să iasă din cadru, iar pentru al doilea la clip, trebuie să intre în cadru, astfel o să dau click și pe al doilea, o să dau click pe control space și mai dau încă un efect de transform. Ca să unim cele două clipuri către media out, media out este ceea ce apare, ceea ce este vizibil, o să ne trebuiască nouă un nod de merge. Ca să faceți acest lucru, ori îl căutați de aici, tot la fel control space și de aici selectați merge, sau puteți să trageți de acest pătrățel de aici de la transform 2 la transform 1 și se creează automat un merge zis că pe lângă aceste două efecte ne mai trebuie încă unul de blur, astfel o să dăm control space și o să căutăm aici direcțional blur. O să-l selectăm și o să dăm click pe ad. Ok, toate aceste noduri pe care le-am făcut noi aici o să trebuiască să le ducem în media out. Astfel o să tragem de acest pătrățel de aici și o să-l ducem către media out. Și de față pot spune că acestea sunt nodurile de care avem nevoie pentru a face tranziția de pan left. Haideți să mergem în prima fază la media 1. Deci media 1 mergem în efectul de transform, iar în partea dreaptă de aici în cazul în care nu va apare o să trebuiască să activați acest inspector, aveți mai multe opțiuni pe care puteți să le modificați dar și keyframe-uri pe care o să trebuiască să le adăugăm. Aici este perioada tranziției noastre de la 0 la 23 deci sunt cele, bine, sunt 24 de frame-uri, iar noi vrem ca la început clipul nostru media 1 să fie în aceeași poziție, astfel la center aici o să dăm click pe acest keyframe, iar la sfârșit vrem acest layer să meargă în partea stângă, pentru că am zis că facem un pan left. O să mergem aici la center și o să-l tragem în partea stângă. Știu eu că aici o să fie minus 0.5. Ok, nu vedem în momentul de față ce s-a întâmplat aici cu acest layer de transform, pentru că noi avem în cele două ferestre media 1 și media 2. O să vreau să adaug aici la final acest merge, ca să văd ceea ce fac cele două efecte, astfel o să-l selectez și v-am zis, apăsăm pe tasta 2 sau îl trageți direct aici. Nu se vede nimic în momentul de față, pentru că noi am modificat nu mai transformul pentru primul layer se și vede, deci pleacă de la 0.5, iar la final nu cred că am făcut bine. La final o să trebuiască să fie minus 0.5. În momentul de față se vede aici o reprezentație, aceasta de aici, dar nu se înțelege foarte bine. Haideți să modificăm și al doilea transform. Pentru al doilea clip o să merge pe transform 2 și acesta ar trebui să intre cumva din dreapta, să intre, să ajungă pe mijloc. La sfârșit trebuie să fie la această poziție inițială, iar la început, dacă la primul clip a fost minus 0.5, la al doilea o să trebuiască să fie 1.5 ca să fie undeva în dreapta. Ok. Iar acum dacă o să dăm play, am făcut destul de repede, destul de ușor, tranziția noastră de pan left. În continuare o să mergem pe nodul nostru de directional blur, iar aici o să accentuăm blur-ul la blur angle. Aici o să trecem 180 și o să creștem puterea blur-ului destul de mult. Nu se vede nimic pentru că în momentul de față noi în al doua fereastră de aici avem Merge 1, trebuie să aveți în vedere mereu acest lucru. Astfel o să selectez Media Out 1, iar în momentul de față vedem efectul final. Pentru a scăpa de aceste porțiuni din capete o să trebuiască să mergem la Border Type, iar de aici o să selectați Replicate sau Reflect. Reflect este mai ok, iar în momentul de față dacă o să dăm Play, vom vedea efectul nostru de pan left. Cam asta este tot. Acum trebuie să mergem în tabul de edit. Îl lăsăm să se randeze puțin aici. Și acesta este efectul nostru de pan left. Ca să-l salvați, o să trebuiască să dați click dreapta pe el aici și să dați click pe Create Transition Preset. Noi am făcut aici un pan left puteți să treceți și câte frame-uri sunt. Sunt în cazul meu 24 de frame-uri. În cazul în care faceți unul de 12 frame-uri, 6 înainte, și 6 după, atunci știți pe care să-l trageți. O să dăm click OK și acum avem aici pan left 24 de frame-uri. Dacă vrem să o mai refolosim, să zicem că vrem să o adăugăm și aici la început. O tragem peste cele două clipuri ale noastre, să se randeze. apoi o să dăm play, avem tranziția noastră și aici și aici. Salvați proiectul vostru, iar în momentul în care o să intrați înapoi în DaVinci Resolve, o să aveți aici aici, tranziția aceasta sau cele pe care le faceți voi. În cazul în care vă interesează și vrei să mai faceți încă una să se ducă în dreapta, urmați aceiași pași, numai că faceți total pe dos ca să se miște în dreapta. Dacă vreți cea de zoom in, zoom out, puteți să vă folosiți la fel, dau eu aici în Open Fusion Page, mergeți la Transform, iar aici în loc să mutați center-ul, puteți să dați size-ul, este destul de simplu. Nu este foarte complicat. În același timp, dacă vrei să faceți un pan în sus sau jos, pe lângă transform o să trebuiască să mergeți la Directional Blur și aici modificați Blur Angle. E bine, cam atât în ceea ce privește acest tutorial, sper că v-a fost de folos. În cazul în care aveți întrebări, sugestii, vă aștept mai jos în comentarii, unde aveți și butoanele de like, share, subscribe, dar și clopoțelul acela, apăsați-l ca să fiți la curent și să primiți o notificare în momentul în care urc un clip pe canal, iar până data viitoare, la următorul clip tutorial, nu uita să zâmbești. Ciao, pa!